Iulia Albu a comentat ținutele purtate de mai mulți bărbați din showbizul românesc. După ce a comentat outfitul lui Lino Golden, pe care îl consideră unul de bombardier, aceasta a comentat și ținutele lui Shelly, Mario Pre și Jador. Despre Lino Golden, Iulia Albu a spus că are un stil de bombardier. Lino Golden are un stil la îndemâna oricărui bombardier. Combinațiile pe care le face sunt de multe ori puerile, la fel ca și publicul infantil căruia îi se adresează, ceea ce nu este rău. În fond, trebuie să te adaptezi întotdeauna mesajul pentru publicul tău, chiar și pe cel vestimentar. De reală oroare sunt imagini în care își expune ceasurile pe care le poartă, de parcă ceasuri ar fi suficient pentru a garanta un statut. Nu există nimic mai de prost gust decât să te ții de șlii sau de curea în încercarea disperată de a-ți arăta și catarama și ceasul în același timp, a mărturisit Iulia Albu pentru o publicație de presă. Despre Mario Fresh, Iulia Albu a avut numai cuvinte de laudă. Mario Fresh nu are nevoie să-și etaleze brandurile. Este un tânăr sigur pe el și nu simte nevoia de a epata în niciun fel. Lucrurile sale sunt mai degrabă relaxate și potrivite vârstei pe care o are. De reținut, este unul dintre puținii băieți din generația lui care păstrează o limită decentă în vestimentație. Despre vloggerul Shelly, Iulia Albu a spus că ținutele și atitudinea tânărului îi amintesc de Irinel Columbeanu. Ținutele și atitudinea lui Shelly îmi amintesc foarte mult de Irinel Columbeanu. Cumva, Shelly reușește să se piardă fără succes într-o mare de haine care nu-mi reprezintă, aducând jertfa supremă pe altarul popularității. Dacă te îmbraci trendy sau cool, trebuie să ai grijă ca proporțiile să ți se potrivească. Faptul că porți haine de brand sau haine care sunt în tendințe nu îți garantează neapărat succesul. Iulia Albu l-a avut în vizor și pe cunoscutul Jador, despre care a spus că încă nu s-a hotărât dacă vrea să fie rapper sau Michael Jackson. Jador încă nu s-a hotărât dacă vrea să fie rapper sau Michael Jackson. Combinațiile de saco cu pantalon sport sunt frecvente, dar acesta nu este neapărat un lucru rău. În fond, toate aceste căutări sunt binevenite. Departe de a putea impune vreo tendință, este totuși într-o linie de siguranță, perfect aliniată stilului său muzical, a mai precizat criticul de modă.